Bărbatul care în vara anului trecut și-a ucis nepoata a fost condamnat la 10 ani de pușcărie. Procurorii au demonstrat că bătrânul în vârstă de 66 de ani și-a omorât nepoata de 5 luni intenționat, fiind în stare avansată de ebrietate. Tragedia a avut loc în dimineața de 27 iulie 2018 în gospodăria fiicei inculpatului din satul Brânzenii Noi, raionul Telenești. Potrivit procurorilor, părinții au lăsat fetița în grija bunicului și au plecat la muncă. Peste câteva ore, însă, bărbatul, fiind în stare de ebrietate, a omorât-o în timp ce nepoata dormea în cărucior, aplicându-i multiple lovituri cu un obiect ascuțit tăios. Potrivit procurorilor, acesta și-a recunoscut parțial vina. Pe lângă condamnarea la 10 ani de pușcărie, magistrații au mai aplicat pentru bărbat măsura de constrângere cu caracter medical, tratament medical forțat contra alcoolismului. De asemenea, el urmează să achite în contul statului cheltuieli judiciare de peste 38.000 de lei. Sentința este cu drept de atac în condițiile legale.